frumos de foarte multă vreme de Brișcă. Uite, cred că chiar din primul an în care am ajuns la București, acum 2 ani jumate, cred că a fost ceva de genul. Ne-am cunoscut printr-o conjunctură în apartamentul unei cunoștințe comune. Mai ții minte, era seară, eram prin Titan pe aici. Da, ne-am cunoscut și am clicuit, am început să povestim, l-am cunoscut pe urmă pe Kent și am văzut video-ul vostru, Fuck That, care mi-a spart fața, încă dau ca reper pentru video-uri foarte multor oameni. Chiar fac chestia asta, mi se pare rupere. E o piesă pe care mi se pare că am început să lucrăm în Cismigiu cu mai bine de jumătate de an înainte să terminăm. Am început să lucrăm pe ea, ai făcusem eu un refren care mi se părea mie blană, rupere. Ați venit voi pe urmă cu doctorul, a spus, a luat o piesă în puțin altă direcție, hai să facem. Mi-am refăcut refrenul și mi se pare că e exact ce trebuie, adică e mesajul ăla nebun. Și piesa sună într-un fel. Am lucrat pe ea, pe piesă, la producție și cu TZP, cu Vlad. Mișto, momentar. Prima oară când am scris strofa, efectiv l-aveam în cap, aveam în cap o strofă care ar trebui să sune ca și o strofă cântată de Biril de la Cypress Hill. Și venea să urlu ca bezmeticul și asta am făcut în speță. Nu s-a nimerit, dar nu e nicio problemă, că totul spre binele piesei s-a întâmplat, știi? Au apărut versurile alea care sunt foarte tari, mi se pare că împreună cu Doc au fost scrise. Și țin minte când am cântat piesa, a fost foarte tare, chiar a fost foarte tare și lumea a reacționat drăguț. Nu văd de ce nu l-ar asculta oamenii, deși cred că aș putea să gândesc o grămadă de motive ca să nu-l asculte, cel puțin pentru oamenii care, nu știu, care nu prea au nimic în comun cu genul ăsta de muzică. Dar e un material audio care trebuie să ajungă la urechile oricui apreciază curentul hip-hop. Și cu un gând către fratele Kent Archie, care e înapoi peste ocean, te așteptăm cât mai repede înapoi și cu cât mai multă lume care să știe piesele. E îmbinarea asta interesantă între română și engleză pe care băieții ăștia doi o fac și...